Mergem mai departe, oameni buni, ajungem la Marius Moga, care duce spectacolele la un alt nivel. De 1 mai a concertat pe scena unuia dintre cele mai renumite cluburi de la mare cu ajutorul unei holograme. Marius Moga e acum în direct cu noi și acum nu știm dacă suntem în direct cu el sau cu holograma lui sau dacă suntem la mare sau dacă suntem acasă. Ia uite, stai. Putem să fim oriunde. Putem să fim oriunde. Unde ești, Moga? Cu cine ești? Uite, sunt eu și cu Sebastian Dobrincu aici. Te salut, Cătălin. Salutare și... De Moga Music, am început o nebunie cu Sebastian, eu și cu Ciprenco și acum și cu Sebastian. Încercăm să facem posibile totuși evenimentele care sunt un pic proscrise de la nenorocul ăsta al întregii lumi. Și atunci ne-am gândit cum facem să continuăm totuși spectacolul. Și în felul ăsta, Sebi, vino și tu mai aproape stai de mine. Stai așa, că, stai strică gardul ăsta aici. Practic, noi ne-am gândit cum am putea să facem să păstrăm ideea asta de concert, chiar și cu decoruri 3D, în care oamenii ar putea să fie fiecare de la el de acasă și să transmită. Fiecare artist ar putea să aibă un setup și să ne întâlnim cu toții pe aceeași scenă, practic. Acum, da, și practic, mai uite, încă noi vedem că mai dispare câte un perete, dar își mai și revine. Uite, eu mă duc, dacă vrei, printre mese, vezi? Pac, da. Pac, pac, mă plimb pe aici, că e tot un 3D și în real time. Și da, suntem în teste, facem de zor teste, pentru că la începutul lui iunie, practic, facem un prim show produs de noi și sper să iasă bine. Vrem să facem și mult bine în show-ul ăla și o să fie artiști mari, tu probabil știți de câțiva deja. Da. Încercăm să facem un show virtual, așa cum ar merita show business-ul, ca să nu rămânem blocați în pătrățele de chat. Iar aici este grafica unui club de la mare, nu? Da, asta e grafica de la mare, exact. Noi la fiecare spectacol o să facem alt decor și vom fi unde vrem să fim, nu știu. Da, practic putem fi oriunde în lumea asta digitală. La noi, de exemplu, aici văd că e apusul. Da, Sebastian, da, vezi că mai cam dispare și apusul, mai dispare cât un perete din club, dar până... Abia am pornit la drum, nu? Încă suntem în stadiu de prototip. E normal să mai disparem, să mai apărăm, dar uite, ideea e că soluția funcționează și mi se pare amuzant cum am pornit inițial de la ideea de a găsi o soluție. Deci, pentru... noi am vrut să facem un show. Da, și... ne-am dat seama că mai bine facem mai multe, poate fi o platformă. Da, plus că am pornit de la ideea de a găsi o soluție pentru perioada asta specifică și în procesul ăsta de a descoperi un remediu, am descoperit o platformă nouă, am creat un mediu nou, unde, uite, putem să organizăm concerte, evenimente. Ne ducem în Bora Bora, dar Măruță, să facem un decor virtual. Uite, nu, că au apărut și palmieri în cadru acum, vedem. Aia, vezi, asta zic, putem să ne ducem și pe plajă un pic, dacă vreți să arătați, ia. Să vedem cum arată plaja noastră, dacă vrea operatorul nostru să treacă prin noi, așa, să ducă dincolo de aparențe. După aia ne întoarcem, dar în principiu noi lucrăm la soluția asta de o lună și jumătate, două, de când a venit nebunia asta, n-a putut să oprească. Uite, mă, vă vedem și mai aproape și acum stai să vedem cum e plaja. Și acum, uite, se duce prin... E goală, băi, Marius. Noi putem... E goală, mă, că nu mai e nimeni la plajă acum. E vorba de restricții, nu... E o restricție, trebuie să stăm în case și să mai rezistăm până pe 15 mai, când sperăm să se... ridice, să se amelioreze restricțiile astea. Să fie un pic mai light. În rest, noi suntem aici din 3D și mi se pare tare că vorbește cu colegul vostru, să vină mai aproape, să vă vedem un pic mai aproape. Hai, fă-ne un prim plan, Ionuț, fă-ne un prim plan, să ne vedem ca lumea. Așa, vedem mai de aproape, mă băiți. La mesele astea, cât e intrarea? Nu, să știi că n-a fost așa. A fost mai mult ideea de a păstra tradiția vie și ei ne-au spus că au avut sold out. Adică noi am reușit să facem pe același site să poți să te uiți și la show și să ai și chat, video chat cu prietenii tăi ca să comentezi show-ul. Și practic am dat toate mesele alea. Adică partea cool e că a fost experiența de autentică, încât chiar ne comentau lumea că se simt că sunt cu noi acolo, că se distrează cu noi la mare, chiar dacă... Iată-ne. Erau 1500 de oameni aici, avatari. Unii dintre ei erau oameni reali care ne-au trimis poză și i-am personalizat și erau ei. O să-i căutăm pus la mese. Acum. S-au pus la mesele lor, exact. Exact. Marius, aveți grijă de voi, baftă cu toată nebunia asta și abia aștept să-i anunțăm pe oameni. De-abia aștept să facem ceva cu tine pentru ireal.ro. Te așteptăm aici la masă cu noi. Gata, hai că vin și eu, băieți, acolo. Oricum, în 1 iunie se anunță un eveniment pentru întreaga zi, dacă nu mă înșel. Exact. Lucrăm la ceva grandios. Perfect. Mulțumim mult de tot. De toți pumnii. Pa, pa. Mulțumim și noi. Vă pupăm. Pa, pa. Pa, pa, la revedere!